În momentul de față, la Muzeul Municipal Călăraș pot fi vizitate mai multe expoziții, iar la finele acestei săptămâni vor fi organizate două evenimente importante. De asemenea, în această perioadă au fost deschise atelierele pentru copii de la Poșta Veche. Mai multe informații primim de la Florin Rădulescu, șeful Serviciului Municipal pentru Promovarea Patrimoniului Local. Ce acțiune veți în derulare în momentul de față la Muzeul Municipal? La Muzeul Municipal se poate vizita expoziția organizată de Muzeul Național Cotroceni, Familia Regală, continuatoarea tradițiilor și obiceiurilor românești. O expoziție fotografică care trece prin toate obiceiurile din timpul anului, făcând o paralelă între obiceiurile poporului român și obiceiurile de la Casa Regală. Obiceiuri de peste an, pornind de la Bobotează până la Crăciun și tradiții legate de familie, de la botez până la căsătorie. De asemenea, poate fi vizitată și expoziția pe care noi o numim generic de bază, în care am adăugat obiecte provenite din donațiile de la călărășeni. Și toate acestea pot fi văzute la sfârșitul săptămânii, în intervalul orar 18-21, în cadrul unui program național, deja devenit tradițional, Noaptea Muzeelor. Am găsit de cuvință să promovăm și un călărășean cu această ocazie. Este vorba de un student la medicină, care are un hobby care pare total rupt de ceea ce face el la școală în fiecare zi. Îi place să cânte la instrumente de suflat, fluier, caval, ocarină, cimpoi. Și ne va face niște demonstrații și ne va povesti despre aceste instrumente, cum cântă ele, de ce cântă și va fi un dialog, zic eu, frumos între dumneavoastră călărășenii și noi cei care ne ocupăm de muzeu și de celelalte activități culturale. De ce până la ora 21? Pentru că după ora 21 ne mutăm la Poșta Veche, un obiectiv frumos, un obiectiv care a intrat în circuitul public, a intrat în circuitul turistic pentru că oamenii doresc să-l viziteze și am găsit de cuvință că această Noapte a Muzeelor este momentul propice pentru a-l promova și a-l introduce mai bine în aceste circuite. Ați adus în discuție Poșta Veche. Când vor deveni funcționale atelierele de la Poșta Veche? Atelierele au devenit funcționale începând de ieri. Ieri a avut loc primul atelier de fotografie, exact aici unde ne aflăm. Astăzi continuăm cu atelierul de desen la ora 14, iar mâine va fi atelierul de pâine. În afară de cele trei ateliere menționate, aici va funcționa un alt atelier sau doar cele trei? În funcție de afluxul de vizitatori, pentru că în paralel cu atelierele noi avem și parte de vizitare, adică această clădire a fost restaurată prin fonduri europene și este pusă la dispoziția comunității. Comunitatea, prin membrii ei, poate veni, poate intra și o poate vizita pentru a vedea ce s-a realizat, ce activități se întâmplă în interior, fiind o condiție a finanțării. De la ce vârstă se pot înscrie copiii la atelierele de la Poșta Veche? Sunt bineveniți copiii de la orice vârstă, atâta timp cât părinții lor știu că au răbdare undeva între 60 de minute și 90 de minute să stea, să asculte și să participe la niște asemenea ateliere. Unele necesită, toate necesită și o parte de teorie în care se discută, se notează și parte practică. Suntem la foto-video, să învețe să-și butoneze propriile aparate sau telefoane cât mai bine pentru a face fotografii cât mai frumoase. Câți copii, de exemplu, pot participa într-o grupă? Observați cât de mare este o asemenea încăpere. Undeva între 5 și 6, nu pot să spun 5 și jumătate, dar dacă sunt mai mici, sunt 6, dacă sunt mai mari, cam 5. Pentru că în felul ăsta respectăm și regulile
pandemiei, dar ne respectăm și pe noi pentru că ne-am înghesuit. Și cam așa este. Sunt camerele foarte mici. Poate din afară pare maestuoasă clădirea și ai senzația că spațiile interioare sunt mai mari. Dar uitați-vă că nu e chiar așa. Cursurile sunt oferite gratuit? Conform cererii de finanțare, activitățile desfășurate în centru, precum și vizitarea, sunt gratuite. Unde se pot înscrie elevii care doresc să participe la aceste cursuri? Pentru că suntem într-o epocă digitală, am creat o pagină pe Facebook care se numește Centrul Cultural Poșta Veche și acolo au avut loc primele înscrieri. Am distribuit informațiile despre înscriere și pagina pe cât mai multe grupuri care au în componența lor cuvântul călăraș, pentru că sunt foarte multe la nivel de oraș, așa fel încât să avem acoperire. În paralel vom desfășura și o activitate de informare în școli și pe stradă, ca lumea să afle cât mai mult și să se poată înscrie. Avem un număr de telefon la care se pot face înscrieri și, bineînțeles, messengerul contului de Facebook Centrul Cultural Poșta Veche. Cursurile vor fi derulate și în timpul vacanțelor? Bineînțeles. În timpul vacanțelor sunt convins că vom extinde numărul cursurilor, numărul atelierelor. Atelierul, știu că aveți la un moment dat un atelier de modelaj în lut. Da. Acela a rămas pe partea de muzeu pentru că l-am amenajat acolo și se va desfășura acolo. La fel vom face anunțurile în preajma intrării în vacanță. Suntem într-un atelier foto-video. Știu că ați avut un concurs de fotografie. Acesta se mai află în derulare în momentul de față? Da, se află în derulare pentru că este un concurs pe care l-am gândit pe sezoane, pe anotimpuri. Și l-am pornit iarna, s-a încheiat primăvara, urmează vara. L-am pornit de anul trecut tocmai prin în ideea de a îl muta pe partea de Centru Cultural Poșta Veche, pentru că aici avem acest atelier și aici vom avea și avem deja cursanți. Și atunci mi se pare normal ca să existe această continuitate, Muzeul Poșta Veche și colaborare, îngemânare și, cum să-i mai spunem, consens. În așa fel încât totul să funcționeze normal. Premierea participanților se face după fiecare sezon în parte, după fiecare anotimp sau la finalul anului? Nu, se va face la sfârșitul anului. Adică atunci când vor fi încheiate toate etapele. Cu ce sunt fotografiile? Ce fel de fotografii putem înscrie la concurs? Conform micului regulament pe care l-am publicat la începutul concursului, l-am numit locuri frumoase și detalii din Călăraș. Uh-huh. Pentru că dacă urmăriți mai multe conturi oficiale de Facebook și toată lumea este cu ochii pe ele, sunt foarte mulți oameni care desconsideră acest oraș. Eu pot să vă spun că are și lucruri foarte frumoase, pe care, cel puțin eu, am încercat să le pun în valoare de-a lungul anilor, prin expoziții de fotografie, prin promovarea oamenilor frumoși din Călăraș. Un alt moment frumos a fost cel prin care muzeul a primit donații și primește în continuare. Cred că este o chestie de unicitate la nivel de țară, ca niște oameni atât de generoși să renunțe la obiecte în favoarea unui muzeu. La finalul concursului va fi organizată o expoziție? Bineînțeles. Bineînțeles că va fi organizată o expoziție. Așteptăm înscrieri în continuare. Este greu. De ce este greu? Avem concurență cu alte concursuri care au premii mult mai valoroase și care sunt sub, să spunem, patronate de niște firme cu rezonanță. Și atunci oamenii aleg. Și este normal să aleagă. Pentru că m-ați întrebat mai devreme ce activități mai avem, am omis să spun de o activitate care este foarte frumoasă. Este organizată de liderii Mileniului 3, Asociația Tinerilor Licee din Călăraș. Este partea a doua a unui târg al viitorului, cum l-au numit ei, în care tineri liceeni care își caută drumul în viață și vor să
află cât mai multe informații despre facultăți, profiluri, ce ești, ce faci după, se întâlnesc la muzeu pentru a discuta cu absolvenți de Academie de Studii Economice, de la Politehnică, de la calculatoare și automatizări. Săptămâna trecută s-au întâlnit cu absolvenți de la Drept, de la Medicină și de la Politehnică. Dezbaterile au fost programate pentru o oră și jumătate, dar s-au întins undeva până la 3 ore. Adică au fost foarte interesați de ceea ce se întâmplă. Au aflat lucruri noi, unii s-au schimbat și și-au schimbat traseul și este un lucru absolut frumos ce se întâmplă. Deci, sâmbătă la ora 14, la Muzeul Municipal, Târgul Viitorului cu liderii mileniului.